Bun găsit, prietenii mei! Vă spun bună seara și sabat binecuvântat, Domnul să vă însoțească și să aveți har și pace din partea celui care ne-a făgăduit dragoste de plină. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru împlinirile minunate din această săptămână și să fim satisfăcuți că putem petrece împreună cu El prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt un sabat minunat. Să pregătim sabatul într-un mod potrivit să ne pregătim în ziua de pregătire, să facem tot ce trebuie la timpul potrivit, ca ocaziile de sabat să fie binecuvântări pentru noi și pentru familiile noastre. Știți că ne rugăm în mod deosebit pentru cei din familie, atât din cercul intim, dar și cei care sunt în jurul nostru. Ruga noastră, dacă este făcută cu credință și cu uh, patos, cu elan, uh, este ascultată în planul lui Dumnezeu. Răspunsul nu vine întotdeauna după cum vrem noi. Dar răspunsul va veni la timpul potrivit. Să ne folosim de aceste mijloace și să fim gata de a sluji în așa fel încât Dumnezeu să lucreze spre binele celor pe care noi îi iubim. Vedeți, noi vorbim despre iubirea aceasta ce o adresăm cu toată inima celor de lângă noi. Avem nevoie să fim iubiți, avem nevoie să iubim. Ce bine este să știm cum să aplicăm dragostea, să știm cum să facem mai bine, cum să fie bine pentru familiile noastre. Același lucru se aplică în biserică. Dacă în familia mea lucrurile merg bine și știu regulile și principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură, principii și reguli pe care Duhul Sfânt e pregătit să ni le ofere pe tavă de a le putea aduce la îndeplinire, dacă noi vrem. Toate acestea se pot aplica apoi dincolo de cercul familiei, în cercurile concentrice imediate, rude, prieteni, frații de credință, până când, după cum spune Petru, să iubim pe cei din lume, pe cei pentru care dorim să predicăm Evanghelia. Dorim, frații mei, prietenii mei, dorim ca noi împreună, acești oameni, care suntem diferiți, diversi, rase diferite, vom locui în ceruri, o veșnicie. Acest lucru nu poate să fie dat la o parte. Dumnezeu e pregătit să facă această unitate de simțire împreună, de gândire, de trăire, de săvârșire a caracterelor noastre, prin har, prin mântuire, așa încât acolo în ceruri, în împărăția cerurilor, cei o mie de ani și apoi întoarcerea tuturor pe pământ, pe un pământ refăcut, cerul noi și un pământ refăcut nou. Păi locuirea nu e vorba de pământ care să dea roade și unde nu mai există nimic rău, ci e vorba de noirea vieții noastre și această noire ea începe aici, pe pământ, în această împărăția Harului, unde dorim din toată inima să putem să lăsăm pe Duhului Dumnezeu, să ne insufle caracterul divin și dorința de a sluji lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru acest deziderat și pentru această dorință puternică pe care o avem, exprimată sau neexprimată, de a fi de folos celor din familia noastră. Să ne rugăm să știm cum să procedăm, cum să ne rugăm, cum să studiem, cum să vorbim. Și toate la vremea potrivită vor fi date de Domnul dacă chiar dorim acest lucru. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, din ceruri, pentru har, îndurare și pentru această ocazie de început de sabat. Suntem bucurești că putem avea ocazii fericite, spirituale, când să deschidem Cuvântul, când să ne lăsăm influența și îmbiați de Duhul tău. Ajută-ne să o facem cu drag, să o facem cu credință cu supunere și cu încredere de plină în har și în îndurarea Ta. Binecuvântă-ți poporul, binecuvântă frățietatea din comunitatea noastră, binecuvântă, Doamne, familiile noastre. Dorim ca copiii noștri să fie sub protecția Ta. Dorim ca părinții noștri să fie ocrotiți. Noi, ca părinți, să știm cum să procedăm cel mai bine. Și după învățătura pe care Tu ne-o dai de fiecare dată, ajută-ne ca și ca această dată, în cuvântul rostit, în sabat, în întâlnirea de mâine, Fă, Doamne, ca cuvântul Tău să pătrândă adânc în conștiința și inima noastră și să facem voia Ta de drag, din conștiința faptului că atâta timp cât împreună cu Tine, binecuvântarea ne va însoți. Har și pace peste noi toți prin mila Ta și în numele Tău te rugăm fi cu noi. Amin. Am vorbit data trecută despre Avram și Sara, în contextul a ceea ce noi vorbeam încă din luna ianuarie, ce ne pasă nou cel mai mult? ce ne pasă nou acum în ce privește familia, că am dedicat luna februarie familiei? Cine pasă nou? Și am vorbit despre Avram și Sara, foarte multe învățături importante, foarte multe lucruri pozitive în viața acestor oameni, mai ales credința lor, care a fost întărită pe parcurs și au slăbit în credință. Și au avut alunecările lor, suișuri, coborâșuri, însă totdeauna s-au prins de Dumnezeu și au mers au mers mai departe. Și acest lucru este foarte important pentru viața noastră. Și Sfânta Scriptură, prin asta, este atât de valoroasă și uh, importantă, pentru că ne deslușește aceste taine ale vieții noastre uh, în amănuntele, în detalii și de aceea este bine ca să îmbinăm întotdeauna studiul Scripturii cu rugăciunea și cu căutarea aceasta permanentă de a putea să slujim după voia lui Dumnezeu, să slujim celor care sunt lângă noi, să învățăm această lecție. Pentru că până la urmă și Avram și Sara au constatat că atunci când sunt în planul lui Dumnezeu, slujindul pe el, lucrurile merg bine. În această seară aș dori să vorbim despre un alt exemplu. Mergem în continuare. Avram și Sara au avut un copil al făgăduinței, pe nume Isaac, și acest copil a fost cu totul deosebit. Și știți istoria în care Avram l-a dus ca jerfă pe Isaac. A fost de acord Avram cu planul lui Dumnezeu, dar și Isaac a fost de acord. Ei, de fapt, sunt o preînchipuire a planului de mântuire prin faptul că Tatăl Ceresc l-a pe Fiul Său. Dar între cei doi a fost o înțelegere. Tatăl și Fiul a fost de acord să aducă planul de mântuire la capăt. Dacă unul n-ar fi fost de acord, planul ar fi fost întrerupt. Iisus când a murit pe cruce, Tatăl a întors fața datorită păcatelor noastre care erau puse asupra Fiului Său. Dar El putea să întrerupă tot acest eveniment. Dar Tatăl, pentru că ne iubea, iubea pe fiul, fiul pentru că iubea pe tată și iubea pe noi, au mers mai departe și suferința a fost maximă, totală pentru Dumnezeu și pentru tată și pentru fiul. Avram a suferit enorm când a trebuit să-l aducă ca jertfă pe Isaac și Isaac a suferit foarte mult, dar supunerea acestor bărbații credințe este extraordinară și urmând acum pe fir, trecând la tema noastră, Isaac acesta a ajuns la o vârstă de maturitate, la 40 de ani, el a ajuns la faza în care să căsătorească. Bineînțeles că această căsătorie a fost în planul lui Dumnezeu, Avram a pregătit totul, l-a trimis pe slujitorul său să caute o soție pentru fiul său și ne spune Geneza capitolul 25 cu versetul 63, momentul când Isaac o întâlnește pe viitoarea sa soție Rebecca, spune așa versetul 65, 63. Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Erau cămilele care veneau împreună cu Rebeca. Dar ce făcea Isaac? Isaac era la câmp să mediteze, să roage, care erau subiectele pe care el le prezenta înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță că prezenta problema familiei sale. Aici este o lecție și pentru cei care sunt în plan să-și întemeze o familie. Deci, practic, această predică se adresează fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă. Bineînțeles, o vârstă a maturității când trebuie să iei hotărâri majore în viața ta. Iată că hotărârile majore sau planurile majore trebuie să făcute împreună cu Dumnezeu, să te duci în natură, într-un loc liniștit, să meditezi, să cugeți, să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, perspectiva vieții mele aceasta, dă-mi o familie, fă-mă, Doamne, în stare să fiu un soț bun, ajută-mă să te slujești, să fiu un slujitor pentru cei care mi-i vei da, familia pe care tu... O vei pregăti pentru mine să fie Doamne binecuvântată și eu să slujesc la binecuvântarea familiei mele. Nu este important acest lucru, modul în care ar trebui să gândim ce-i păsa lui Isaac, în primul rând, în acel moment. O binecuvântare din partea lui Dumnezeu peste viitoarea sa familie. Și o întâlnește pe Rebecca, ei se căsătoresc. Și ni se spune în capitolul 25, începând cu versetul 19, citesc acest pasaj că este interesant și important. Iată spița neamului Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe fata lui Betuiel, arameul din Padan Aram și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa că cerea stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebecca, a rămas însărcinată. Iată o primă lecție. Căsătorie minunată, un om credincios, Rebecca se dovedește a fi o femeie devotată, curajoasă, pleacă din ținutul ei, care nu era o mutare de aici-colo. Era mutare serioasă, distanță, altă cultură, al neam de oameni bazându-se pe această experiență că Dumnezeu va lucra. Deci, doi oameni credincioși care se unesc pe baza rugăciunii și a încrederii în Dumnezeu. Și iată că în familia lor apare uh, o problemă. Uh, Rebecca nu putea să aibă copii. Cine se roagă? Că noi avem exemple în Biblie în care ia femeia se roagă, Doamne, dăm -mi și mie copii. Iată că aici Biblia ne spune că Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, Doamne, te rog, un om a rugăciunii și asta se, fă, se întâmpla după 20 de ani de la căsătorie. Deci Isaac deja avea 60 de ani. Doamne, ajută ca nevasta mea să aibă copii. Uh, nu s-a mai întâmplat experiența din viața tatălui său. Să ducă la o roabă, să se combine. Vedeți că lecția a fost învățată. Domnul a vorbit și Isaac a ascultat. Și spune cuvântul că în urma acestei rugăciuni cu credință, cu zmerenie, Rebecca a rămas însărcinată. Și a rămas însărcinată cu doi copii. Avea gemeni. Încă din pântecele maicilor, acești copii s-au dovedit a fi destul de uh, agitați, și ea s-a rugat și a spus, Doamne, se întâmplă cu acești copii. Normal că femeia asta și-a dat seama că nu e ceva normal. S-au mai mișca copiii acolo în burtică, dar nu chiar așa. Ea a spus, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul, versetul 22, Stimate mame și soții, iată că și Isaac se roagă pentru soția lui, dar și ea se roagă Domnului și spune, Sunt întâmplă, Doamne, mi-ai dat copiii ăștia, slăvi să fie numele Tău. Dar cum se întâmplă cu ei? Mă întreb. Și Domnul i-a zis: Două neamuri sunt în pântecele tău, două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din oroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic. Și s-au împlinit zilele când avea să nască, și iată că în pântecele erau doi gemeni. Și la naștere a fost interesant, s-a născut întâi sau apoi Iacov, i-au pus nume după anumite realități momentane, sau că era păros, iar Iacov pentru că îl ținea de călcâi. Important este că Domnul i-a răspuns acestei femei într-un mod extraordinar, a fost o profeție. Profeția asta ce? Care era scopul ei? De ce Domnul i-a dat acestei femei această iluminare prin har, prin Duhul Sfânt? ca să știe că ceea ce se va întâmpla în continuare este într-un plan mai mare decât cele trecătoare. Iată, frații mei, că până urmă și copiii care noi avem, dacă Domnul ne-ar vorbi cum i-a vorbit Rebecăi, nu ar fi important? au fost acești copii educați în familia respectivă, vom vorbi și de anumite diferențe ale educației pe care părinții au dat-o copiilor, este important, dar în primul rând trebuie să scoatem în evidență că nouă trebuie să ne pese de modul în care Dumnezeu direcționează lucrurile. E posibil că eu la un moment dat să vreau un anumit lucru copilul meu și acel lucru să nu fie potrivit, să nu fie în planul Domnului. Ceea ce s-a și întâmplat în viața acestor oameni și urmărim firul evenimentelor. Copiii ăștia se nasc, se nasc în anumite condiții, ei pun niște nume datorită condițiilor respective, dar ei erau într-un plan mai mare și mai important decât numele pe care ei dădeau și ce gândeau în dreptul acestor copii. Și ne uităm și noi la nepoții noștri, mă da cu cine seamănă, dar ce o fi, Ia uite te tu. Și ne facem tot felul de impresii fără să știm mare lucru din viața acestui copil. Avem datoria să-i educăm. Dar educația pe care va trebui să o dăm copiilor noștri este în legătură cu planul lui Dumnezeu. Cum Isaac s-a rugat pentru căsătorie, s-a rugat pentru soția lui să rămână însărcinată. Iar Rebecca se roagă și află de la Domnul planul pe care Domnul are cu privire la acești copii. Nu e așa că trebuie să mergi pe firul acesta în zmerenie și să lași la un moment dat din pretențiile tale sau impresiile, prejudecăți sau interpretări. Iată că Isaac și Rebecca s-au maturizat, copiii s-au născut, au crescut și acum se întâmplă ceva foarte interesant. Pasaj, prezentarea biblică ne spune despre faptul că Isaac s-a atașat de fiul său mai mare, mai mare, mă rog, câteva minute, mai mare sau, că era în jos bărbătos, se ducea și vâna, și Rebecca s-a atașat de fiul mai mic, Iacov, care era un băiat de casă mai spiritual, meditativ. Interesant. Nu mi se pare însă foarte nimerită treaba. Până la urmă și el sau avea nevoie de mamă, dar și Iacov avea nevoie de tată. Într-o familie copiii sunt crescuți de ambii părinți și trebuie să existe o legătură și o unitate de vederi foarte bine pusă la punct între cei doi părinți, cu rugăciune, cu studiu, cu punerea la punct a unor detalii și apoi să ne înfrânăm de la anumite porniri pe care le-am avea, și să ținem de planul pe care l-am făcut în numele Domnului. Unitatea de vederi, unitatea de gândire și de fapte a părinților în ce privește educația copiilor este foarte importantă. Pentru că copiii sunt foarte și reți. De mici, el observă unde este punctul slab și se va duce către părintele care este mai îngăduitor. Acolo va face prietenie. Acolo va manifesta nemaipomenita lui dragoste, pentru că de acolo primește. Ce primește? Fie că primește lucrurile vizibile, fie că primește îngăduința. Și iată că în familia acestor doi oameni credincioși, devotați, oamenii rugăciunii, se produce această discrepanță și doi copii sunt educați în mod diferit, pentru că primesc direcții și influențe diferite. Chiar dacă ei aveau o genetică specială, deosebită, pe care Domnul a hărăzit-o. Dar această tendință a fost până la urmă întărită chiar de părinți care puteau să echilibreze lucrurile prin rugăciune și printr-o plănuire potrivită. Esau ar fi putut să fie mai dotat pe calea spirituală dacă s-ar fi făcut eforturi? Cred că da, până la urmă era alegerea lui. Cred că s-au făcut eforturi acolo, era un plan, dar nu cred că era cazul ca eu, ca părinte, știu eu, Bisac sau uh, Rebecca, să venim să ne aducem aportul firesc, omenesc, dincolo de planul lui Dumnezeu, de a face ceea ce credem noi că ar fi mai potrivit. Și acești doi uh, frații cresc într-un mod. Uh, foarte diferit unul de altul. Unul este meditativ, spiritual, de casă, doritor după binecuvântarea lui Dumnezeu, celălalt neglijent, lipsit de spiritualitate, lumesc. Un om care era avântat spre aventură. Și așa se face că Biblia ne-l prezintă pe sau ca cel care vinde și își vinde dreptul de întâi născut. E adevărat cu o metodă foarte dibace a lui Iacov, dar până la urmă E sau putea să spună, măi, fratele meu, stai puțin. Cum adică să-mi vând? Dăm să mănânc dacă e, mi-e foame, nu? Cât putea să mai aștepte acolo până să mănânce? Până la urmă se putea duce și el să găsească ceva de mâncare. Dar ciorba de linte, mirosind bine, el ce a zis? Băi, să mănâncă acum pofta, sucuri gastrice, gata, am vând dreptul, nu mai contează să mănâncă, oricum mor. Această metodă de a prezenta lucrări, lucrurile lui Dumnezeu, în, în extremă. Și atitudinea aceasta foarte uh, labilă și superficială de a trata lucrurile lui Dumnezeu, binecuvântarea pe care Domnul ți-o dă, este un lucru care ține de ce? de spiritualitatea ta, dar și de educație. Isaac ar fi trebuit să ocupe mai mult de sau, mai ales că Isaac dorea să-i dea binecuvântarea de întâi născut lui Esau. Era o dispută în familie? Da, era o dispută. Iar Rebecca a venit și a spus lui Isaac, spun eu cuvintele mele, interpretarea mea, măi Isaac, măi bărbate, uite ce mi-a spus mie Domnul, Că cel mai mic va fi așa și cel mai mare va fi. Binecuvântarea se potrivește pentru Iacov. Nu, nu, eu dau lui Esau. Esau e primul născut. Da, dar el nu are nimic spiritual. Îi dai binecuvântarea de el, vrea parte materială, nu vrea cele spirituale. El nu are nevoie de Biblie, nu are nevoie de biserică, el nu se roagă. Și totuși au rămas pe pozițiile lor. Așa se face, s-a creat condițiile unei mari înșelăciuni în Înșelăciune care a fost dusă la uh, finalitate de un plan pe care chiar Rebeca îl face. Uite, fii atent, Iacov, tatăl tău e pregătit să dea binecuvântarea fratelui său, conform celor din uh, Geneza, capitolul 26. Uite, neapărat trebuie să facem ceva ca binecuvântarea să fie dată ție, nu ce-o ți dorești tu. Da, mamă, mi-o doresc. Și ei calcă pe mișcătoare, înșelând, mințind și se duc și-l min pe Isaac și spune Iacov, eu sunt sau, dăm bine cuvântarea, se îmbracă cu o piele ca să fie păros, îi aduce de mâncare și el, Isaac, nu prea mai vedea, dar a la pipăi și a dat seama că e ceva în neregulă și ei mint și merg în continuare în minciună. Vedeți, frații mei, ce situație și câte urmări negative au fost peste această familie, și peste părinți, și peste copii, pentru că s-a plecat greșit dintr-un anumit punct. Efectul acesta cauză-efect, cauză-efect, fenomenul cauză-efect și aici se aduce la îndeplinire. Bineînțeles că în cele spirituale nu este chiar așa ca în cele materiale, nu este matematică, nu intru cu pom, în, mașina în pom și. Lucrurile sunt mai în detaliu. Dumnezeu intervine cu harul său și, chiar dacă te-ai accidentat, Dumnezeu îți apără viața. Minunile există. Dar de ce trebuie să intru neapărat cu mașina în pom, când știu că treaba aceea nu duce bine? Cum să merg cu mașina prin șanț? Au plecat prin șanț și au văzut că mașina a ieșit din carosabil și au mers mai departe. Au mințit, au înșelat. Și așa se face, frații mei, că Iacov a trebuit să plece de acasă, să fugă, pentru că Esau era răzbunător, războinic și era în stare de orice, ăsta era caracterul său. Și uh, Esau l-a dușmănit pe fratele său, Iacov pleacă în singurătate și nu mai este văzut de părinți. Uh, și situația este foarte complicată. Un sistem de educație nepotrivit, dorința de a prospera chiar și în cele spirituale, dar pe căi nepotrivite, cum, 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 cum vrea Domnul să procedăm? Păi să procedăm după caracterul său, binecuvântarea nu era dată de Isaac. Nu primesc binecuvântarea de la părinte, nu primesc binecuvântarea de la pastor, nu primesc binecuvântarea de la biserică. Biblia e foarte clară, binecuvântarea mi-o dă numai Dumnezeu. Mântuirea mea dă numai Dumnezeu. Nu este sub cer un alt nume în care să fim mântuiți. Lucrurile astea trebuie să fie clare, precise. Fără mine nu puteți să faceți nimic. Nu spune Domnul, fiți atenți, fără profet sau fără părinte. La un moment dat, noi trebuie să ne separăm de toate cele pământești și să intrăm acolo în acea cămăruță a singurătății, adică a independenței totale de ceea ce este pământesc și să mă atașez de Dumnezeu. Dacă acești oameni ar fi urmat planul lui Dumnezeu, dacă le-ar fi păsat de binecuvântarea lui Dumnezeu, ei ar fi procedat cu totul altfel. Iacov n-ar fi luat binecuvântarea așa, pe, pe furatele. Ar fi luat-o în mod corect. Doamne, dacă binecuvântarea Ta este într-adevăr de la Tine, eu o doresc, îmi pasă de acest lucru. Fratelui meu nu-i pasă. Fă Tu, Doamne, cum crezi că e mai bine. Mai târziu știți când binecuvântarea a fost dată, sau a venit și a spus, da, tată, iată, am venit, am adus de mâncare, vreau să mă binecuvintezi. Vreau să citesc aici acest lucru foarte interesant. Versetul 30. Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac, când fratele său Isau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o mâncare gustoasă pe care a adus-o tatălui său și a zis tatălui, Tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Oare el dorea chiar atât de mult binecuvântarea spirituală? Tatăl său Isaac i-a zis, cine ești tu? Și l-a răspuns, eu sunt fiul tău, cel mare, sau? Isaac s-a înspăimântat foarte tare și cine este atunci cel care a prins vâna și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Important, când ești binecuvântat de Domnul, binecuvântarea rămâne. Când auzite sau cuvintele tatălui său, a scos marții pe te de mărăciune și a zis tatălui său, binecuvântează-mă și pe mine, tată. Și aici este exprimată doar o dată, dar acest lucru era rostit de sau în hohote, tată, binecuvântă-mă și pe mine. Cum de sau acum a dorea binecuvântarea? Când și-a dat seama că a pierdut-o, așa cum Vom fi mulți dintre noi să ne ferească Dumnezeu când vom pierde harul și mântuirea. Vom striga, Doamne, ai milă de noi! Degeaba, Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, că își m de două ori, mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? îi păsa lui Iacov, lui Esau atât de mult, nu cred că el înțelegea sensul binecuvântării spirituale, dar iubea foarte mult partea materială. N-ai păstrat și pentru mine ceva acolo? Adică la un moment dat există o părere de rău, dar nu pocăințe sau nu s-a pocăit. El ar fi trebuit să-și dea seama cum de-am putut eu să-mi vând dreptul de întâi născut, să smerească și Dumnezeu ar fi avut milă și de el. Întrebare, oare Binecuvântarea aceasta însemna mântuirea? Nu. Era vorba de chemare la o lucrare spirituală. Mântuire este dată fiecărui om. Putea e sau să fie mântuit, da, de o mie de ori, prin harul lui Dumnezeu. Însă sau, odată ce s-a despărțit și de fratele său și de părinții lui, s-a dus și a trăit o viață lumească, s-a căsătorit cu femei străine, n-a avut nimic în inima lui și în căutarea lui pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat și de el cât s-a putut îndura după alegerile fiecăruia. Frații mei, foarte important ceea ce am studiat și cu această ocazie. Ne pasă în familia noastră de ceea ce Dumnezeu dorește cel mai bine pentru noi. Nu uitați, binecuvântarea lui Dumnezeu adresată și peste Tată, Mamă, peste copii, dorim această binecuvântare. Fiți atenție! Sau a spus, nu ai și pentru mine o binecuvântare. <gângă> Alergăm după cai, vezi pe pereți, scuzați-mi expresia, și după aia venim la Domnul să spunem, dar pentru mine n-ai nicio binecuvântare. Trebuie să alergăm după această binecuvântare pentru noi, pentru familia noastră, trebuie să o iubim. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi, spune Domnul. Să-L căutăm, insistent, să dorim binecuvântarea. Nu așa, venim și noi ca gâsca prin apă la biserică și mai ciugurim și noi câte ceva. Ce diferență este între mine și ortodoxul care merge de două ori la biserică? Pot să mă duc de 100 de ori la biserică. Dacă nu e cu patos, dacă nu e cu foc, dacă nu e cu căutare, dacă nu e cu dorința sinceră după binecuvântare, care începe acasă, mă pregătesc pentru sabat, Doamne, vreau binecuvântarea sabatului, familia mea să fie sub Ta. Te ascultă Domnul atunci? Da, pentru că vrei, insiști și aceasta este dorința fierbinte a vieții tale. Să ne dea Domnul acest har și această căutare extraordinară, putem vorbi încă mult, vom vorbi și cu ocaziile viitoare, să cuvinte, Domnul familiile noastre. Și învățătura de la Isaac și Rebecca să fie una potrivită pentru noi. Credincioși, să ne rugăm Domnului, Domnul ne ascultă. Și... Să ne ocolim ceea ce este negativ. Doamne, dă-ne înțelepciune să facem adevărata alegere. Domnul cu noi, amin. Ne rugăm. Mulțumim, Tată, din Ceruri, pentru această lecție extraordinară. Ce credincioși deosebiți avem scriși în Biblie. Isaac și Rebecca, niște oameni temători de tine, dar cu greșelile lor. Doamne, ajută-ne să nu facem aceste greșeli, să mergem împreună cu tine și să nu facem păcatului Sau. Dă-ne har în durare să iubim binecuvântarea ta mai mult decât toate celelalte. Lucrurile materiale trecătoare, acum sunt și de-apoi nu mai sunt. Dă-ne, Doamne, har și putere să putem iubi binecuvântarea ta mai mult decât orice. Și tu poți face din puțin mult, dar fără binecuvântare, ceea ce este mult devine puțin. Dă-ne har în continuare în această seară, harul și pacea ta să fie peste familiile noastre și să-ți onorăm numele aici odată în împărăția ta prin Isus. Amin. Vă doresc o seară plăcută, binecuvântată, rugați-vă, cântați împreună unii cu alții, găsiți două cântări și cântați-le. Faceți voia Domnului, rugați-L să fie cu voi și rugați-vă în această seară și în acest sabat pentru binecuvântarea familiei voastre. Domnul cu voi, amin.